Să ne reamintim formarea numerelor naturale de la 0 la 100. 8 unitate, 2 unități, 3 unități, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unități formează o 10. Numărăm acum din 10 în 10 și adăugăm câte o 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 10 formează 100. Continuăm numărătoarea din 1 în 1. Adăugăm o unitate. Am format numărul 101. Numărul 101 este format din o unitate, 00, 100. Continuăm să adăugăm câte o unitate și formăm numerele. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Numărul 110 este format din 0 unități, o 10, 100. Numărăm acum din 10 în 10. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Numărul 200 este format din 0 unități, 00, 200. Să încercăm acum să formăm și alte numere. Adăugăm 100, avem 300. Adăugăm 40 și adăugăm 6 unități. Am format numărul 346. Numărul 346 are 6 unități, 4, 10 și 300. Formăm acum un alt număr. Am format numărul 875. Numărul 875 are 5 unități, 70 și 800. În felul acesta putem forma toate numerele naturale din intervalul 0, 1000. Sper că ați înțeles cum se formează numerele naturale de la 0 până la 1000.